Zilele trecute urmăream un video, un filmuleț, poate că unii dintre voi l-ați văzut deja, despre cazul unei ursoaice care a stat într-o grădină zoologică timp de 20 de ani și după 20 de ani a fost eliberată, a fost dusă într-o pădure și o imagine frumoasă. Să vezi cum libertatea vine după atâția ani de închisoare, puteam să spui. Și în loc de niște imagini spectaculoase în care să vezi bucuria eliberării și libertății, cum începe să guste din oxigenul pădurii și să plece în habitatul ei natural, am putut vedea o imagine tristă. Ursoaica a început să meargă în cerc, cam într-un perimetru aproximativ egal cu cel din cușca în care locuise timp de 20 de ani, până când a bătătorit o cărare, așa, în formă de cerc, și acolo trăia, acolo stătea. În aceeași închisoare, deși în mijlocul libertății. Ce imagine mai tristă parcă poți să vezi decât asta? Și totuși asistăm la o imagine și mai tristă, privind la reacția cărturarilor și fariseilor, privind la modul în care învățătorii legii, care ar fi trebuit să își dea seama că prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeu a intenționat să aducă libertate și liberare umanității înrobite de păcat, în loc să-L primească cu bucurie și în loc să se bucure de libertatea venită prin Hristos, continuă să răstălmăcească cuvântul lui Dumnezeu. Continuă să-și creeze în jurul lor o cușcă auto-îndreptățirii, o încercare de a câștiga prin fapte ceea ce nu poate nici când să fie câștigat prin fapte. Se înconjoară pe înșiși cu o falsă dreptate, de fapt, cu o falsă siguranță înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, când se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos, nu doar că nu primesc mesajul Lui, dar caută căi prin care să-L piardă, să-L omoare, să-L distrugă pe cel care a venit să le aducă libertatea. Și nu doar că aceștia construiesc în jurul vieții lor această falsă siguranță dată de auto-îndreptățirea care nu poate veni prin faptele legii, dar pun poveri greu de purtat pe cei din jurul lor, pe oameni. Îi apasă cu jugul robiei și nu îi lasă să se bucure de libertatea pe care Dumnezeu a intenționat-o. Dar slavă lui Dumnezeu că în lumea noastră a venit acest uns, acest Domn, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care este mai mare decât orice autoritate, este mai mare decât orice fel de sobor omenesc care încearcă să ne țină în tot felul de sisteme care ne înrobesc, care ne conduc prin frică sau doresc să ne țină legați prin frică. El a venit să ne aducă mesajul eliberării. Un mesaj real, un mesaj autentic, un mesaj prin care putem să fim siguri de faptul că orice păcătos poate fi îndreptățit, declarat drept, declarat neprihănit, declarat fără păcat înaintea standardelor lui Dumnezeu și astfel păcătosul poate să se bucure pe deplin înaintea lui Dumnezeu pentru că El, Iisus, este adevărata odihnă veșnică pe care Dumnezeu o dă omenirii. El este adevăratul sabat al credinciosului. Adică locul în care păcătoșii din orice neam, oricât de mult ar fi greșit, oricât de mult și-ar fi ratat viața, dacă vin cu credință și pocăință în viața, lucrarea și învățătura Domnului Iisus Hristos, ei se pot odihni pe deplin. Dar ca să poți să guști din această libertate, trebuie să înțelegi faptul și să accepți faptul că acest Iisus care a apărut pe scena umanității noastre este mai mult decât un om. El este însuși Fiul lui Dumnezeu, parte din Sfânta Treime, Dumnezeu alături de Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și da supremația Fiului peste orice lucru, peste orice autoritate, inclusiv peste sabat. Pentru că El este Domn și al sabatului. Este într-adevăr o veste bună
care a venit în mijlocul umanității noastre. Tocmai despre această temă continuă să vorbească Domnul Iisus Hristos cu farisei și cu cărturare într-o serie de 3 dialoguri prin care vom trece și noi astăzi. Și vedem faptul că afirmațiile precedente ale Domnului Iisus Hristos cu privire la, și vă amintiți de data trecută, afirmațiile pe care le-a făcut, a spus unui păcătos, unui paralitic, pe care l-a și vindecat ulterior, dar a spus această afirmație plină de putere și anume, păcatele, copiile, păcatele îți sunt iertate. Mai mult decât atât, se oprește în dreptul acestui vameș, păcătos, respins de toți și fără nicio șansă dată de oameni, se oprește în dreptul lui și îi spune, da, tu cel care ești respins de toți ceilalți, tu cel care înaintea standardelor legaliste ale fariseilor și cărturarilor ești pierdut pe vecie, eu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îți spun ție, vino după mine. Vreau să stau la masă cu tine, vreau să intru în casa ta. Și astfel Iisus ajunge să fie numit chiar prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Ei bine, modul acesta de operare al Domnului Iisus Hristos zguduie din temelii sistemul legalist al fariseilor și cărturarilor care încercau să se îndreptățească pe ei înșiși prin propriile lor fapte. Aceștia încep o serie de interacțiuni cu Domnul Iisus Hristos și încep să discute pe marginea două subiecte care erau de o importanță vitală în menținerea sistemului legalist al fariseilor, de auto-îndreptățire al fariseilor și cărturarilor, și anume subiectul postului și apoi, poate mai important decât atât, subiectul sabatului. Versetul 18 din capitolul 2 din Evanghelia după Marcu continuă astfel. Ucenicii lui Ioan și al fariseilor și ai fariseilor obișnuiau să postească. Ei s-au apropiat și au zis, de ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iată că în scurt timp mișcarea inițiată, începută de Domnul Iisus Hristos ajunge atât de vestită încât de către autoritățile vremei este pusă alături de importanta mișcare a fariseilor și de asemenea de mișcarea lui Ioan care a fost foarte influentă. Iisus era deja foarte popular. Mișcarea fariseilor avea aproximativ 6.000 de membri și avea o influență majoră în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Problema lor era că, deși iubeau legea lui Dumnezeu, ajunseseră să iubească mai mult tradiția rabinilor și cărturarilor, acele interpretări pe care oamenii le-au făcut în jurul cuvântului lui Dumnezeu și care în timp, tradiția aceasta orală venită de la rabin, de la cărturari, a ajuns să fie pusă la un loc mai de cinste decât cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, fariseii, cărturari, au ajuns să pună în jurul oamenilor sau pe umerii oamenilor poveri greu de purtat, afirmând că ei vin înaintea oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, dar cele lucruri nu erau decât interpretări personale, nu erau intenția pe care Dumnezeu a avut-o către poporul său. În Vechiul Testament, de exemplu, da, era reglementat un post național într-o zi sau într-o perioadă din an, în ziua ispășirii, atunci când tot poporul se aduna la templu ca marele preot să facă ispășire pentru păcatele poporului. Dar cărturarii și rabinii au luat postul și au implementat tot felul de reguli și reglementări care nu erau în cuvântul lui Dumnezeu și pe care veneau, le prezentau oamenilor și le prezentau ca fiind un semn al spiritualității sau maturității înaintea lui Dumnezeu. Astfel, deși nu era o reglementare a cuvântului lui Dumnezeu, conform tradiției cărturarilor, oamenii spirituali cu adevărat posteau sau trebuiau să postească de minim 2 ori pe săptămână. Fariseii posteau lunea și joia. Vă amintiți de pilda vameșului și a păcătosului? În ce fel se prezintă vameșul pe el înaintea lui Dumnezeu atunci când încearcă să se auto-îndreptățească, disprețuindu-l pe acel păcătos de lângă el? Doamne, eu postez de câte ori? De 2 ori pe săptămână. Ei bine, astfel de posturi au devenit o imagine sau mai degrabă un instrument de măsură a religiozității cuiva, un semn distinctiv al celor superiori din punct de vedere spiritual față de ceilalți care nu se îndeletniceau cu astfel de practici. Așa că atunci când fariseii se apropie de Domnul Iisus Hristos, încep să-L confrunte pe El și proaspăta mișcare pe care a inițiat-o și pe ucenicii săi, punând o întrebare care ar suna ceva de genul ăsta. Înțelegem că tu ești un învățător,
Dar tu și ucenicii tăi chiar vreți să fiți luați în serios ca mișcare spirituală, ca mișcare venită din partea lui Dumnezeu, când voi nu postiți? Când voi nu faceți ceea ce oamenii spirituali ar trebui să facă? Și iată că de la versetul 19, Domnul Iisus Hristos începe să răstoarne în mod radical această imagine și transferă discuția într-un cadru diferit, dintr-un cadru al tânguitului, al plânsului, al smeririi, într-un cadru total opus, într-un cadru al ospățului, într-un cadru al bucuriei, al cântecelor de veselie. Iisus le-a răspuns, pot să postească nuntașii în timp ce mirele este cu ei? Atât timp cât îl au pe mire cu ei, nu pot să postească. Însă vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci în ziua aceea vor posti. Foarte interesantă această ilustrație, imagine, metaforă, am putea spune, prin care Domnul Iisus Hristos duce discuția direct la esența ei. Prin această metaforă, în primul rând, Domnul Iisus Hristos atrage atenția asupra identității sale. Cine este cel de care vă apropiați, cu care vorbiți? Cine este acest învățător la care voi priviți? Vă amintiți că în Vechiul Testament erau folosite imagini și metafore cu privire la poporul lui Dumnezeu? În care poporul lui Dumnezeu este asemănat cu o logodnică, cu o tânără îndrăgostită și cine este mirele? Dumnezeu este mirele poporului. Dumnezeu este cel pe care logodnica trebuie să-l urmeze, să-l iubească, să-l asculte. Prin faptul că Domnul Iisus Hristos vorbește despre el însuși ca fiind mirele poporului, mirele despre care Vechiul Testament vorbește foarte mult, de fapt se pune pe el însuși în poziția pe care doar Dumnezeu poate să o ocupe. Și încă o dată le atrage atenția, le reamintește chiar fariseilor și cărturarilor despre mărturia pe care Dumnezeu deja o făcuse alături de Duhul Sfânt în momentul botezului. Vă amintiți? Când Iisus iese din apă, Duhul Sfânt se coboară și din glas se aude vocea lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu care spun El este Fiul prea iubit. Asigurându-ne de ceea ce Ioan predicase deja. Iată mielul lui Dumnezeu și mai mult decât atât, iată eu sunt profetul care pregătește calea cui? Calea Domnului, titlul pe care doar Dumnezeu poate să și-l atribuie. Cu alte cuvinte, prin prezența sa în mijlocul ucenicilor, în mijlocul poporului, de fapt, Dumnezeu însuși este în mijlocul poporului său. Când Iisus este prezent, Dumnezeu însuși este prezent. Ce înseamnă asta? Că atâta vreme cât Dumnezeu este prezent în mijlocul poporului, când împăratul este prezent în mijlocul împărăției sale, acolo nu-i loc de plâns. Nu-i timpul pentru lacrimi. Nu-i timpul pentru a te tângui și pentru a posti. Dimpotrivă, când împăratul e prezent, trebuie să ne veselim. Trebuie să chiuim de bucurie pentru că mirele nostru este prezent și important de văzut faptul că Domnul Iisus nu are ceva cu postul în sine. Dimpotrivă, le spune, vor veni și zile când mirele va trebui să fie luat, va fi răstignit, apoi o perioadă va fi la dreapta Tatălui până când va reveni. Vor fi zile în care practica postului, dacă este înțeleasă în lumina biblică, este o practică bună, dacă o faci cu motivația corectă. Dar ceea ce vreau să înțelegeți acum este cine sunt eu. Eu sunt Dumnezeu. Și câtă vreme Dumnezeu este în mijlocul copiilor săi, nu-i timpul de postit și de plâns. E timpul de veselie și de cântat. Interesant că Domnul Iisus se folosește de o imagine foarte aplicativă chiar și pentru cărturari și farisei și pentru rabini. De ce? Nunțile în Israel erau puțin diferite decât nunțile noastre de astăzi. De obicei noi mergem, da, avem parte de o invitație, câteva ore stăm la ortodox și puțin mai mult, stai o noapte, la noi stai, da, cam jumătate de zi și apoi pleci acasă. Într-un sat obișnuit de evrei, o nuntă obișnuită dura aproximativ 7 zile. Timpul acela era un timp pe care sau care trebuia dedicat în întregime jocului, cântului, veseliei, mâncatului. Mesele erau întotdeauna pline, cu mâncare, cu vin. Prietenii se adunau în jurul mirelui. Curtea casei era plină. Mai mult decât atât, în fața casei, pe străzi,
Toți timp de o săptămână trebuiau să vină și nu trebuiau să aibă niciun fel de altă responsabilitate pe cap decât veselia. Dacă cineva nu se veselea, dacă cineva ar fi venit să vestească un post în acea vreme, lucrul acela era un afront adus mirelui și bucuriei pe care mirele o avea și bucuriei la care mirele invita pe toți prietenii lui să se bucure alături de el. Inclusiv rabinii erau obligați prin lege. Dacă erau invitați ei, școala lor, studenții lor la o nuntă, erau obligați să renunțe la toate practicile lor obișnuite și erau dezlegați ca în acele vreme de nuntă să se veselească și să se bucure alături de mire. Altfel ar fi fost un afront, o jignire adusă mirelui. Observați care este problema pe care o atacă Domnul Iisus Hristos aici. De fapt, el lovește în mod direct în mijlocul împietririi inimii fariseilor și cărturarilor, împietrite prin necredință, prin neacceptarea identității sale. Cine este el? Mișcarea lui nu poate să fie asemănată cu mișcarea lui Ioan. Mișcarea lui Iisus nu poate să fie asemănată cu mișcarea fariseilor și cărturarilor. Și iată două pilde atât de ușor de înțeles de către audiența sa, prin care evidențiază această problemă pe care o aveau fariseii. De la versetul 18, de la versetul 20, nimeni nu coase un petic de pânză nouă, spune Iisus, pe o haină veche. Altfel, umplutura trage din aceasta cea nouă din haina veche și ruptura se face mai rea. Și nimeni nu toarnă vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul va crăpa burdufurile, iar vinul și burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou se toarnă în burdufuri noi. Două pilde foarte simple, foarte ușor de înțeles pentru audiența din vremea de atunci. Nu era ca în vremea noastră. Să ai haine din materiale sintetice, multe, să ai second hand-uri sau haine noi, palasul te-ai dus, e plin cu magazine cu haine. Acasă, dacă îți deschizi raftul, sunt sigur că fiecare dintre noi avem cel puțin 3, 4, 5 schimburi de haine. Hainele erau valoroase în vremea de atunci. Iar atunci când o haină se rupea, nu aruncai la gunoi, cum aruncăm noi astăzi. Ținai la acea haină. Vă amintesc că și în predica de pe munte, Domnul Iisus spune, cine are două haine, să dea una și celui care nu are. Dacă nu, haină se rupea, trebuia peticită. Doar că în procesul spălării hainei, lâna de obicei știți că se strânge. De asta trebuia pus un petec tot de la o haină veche. Pentru că un petec de la o haină nouă, dacă umplea o spărtură dintr-o haină, în timpul spălării se strângea, rupea materialul care nu mai putea să se întindă mai mult decât atât și ruptura se făcea și mai mare. De asemenea, cazul vinului. Era pus în burdufuri din piele și dacă ați fermentat vreodată must în sticle de plastic, știți, vă puteți imagina, sticla se umflă, da? Dacă mai pui a doua oară must într-o sticlă de plastic deja întinsă la max, ce se întâmplă? Sticla se va sparge. Ce vrea să transmită Domnul Iisus Hristos prin aceste imagini? Faptul că El nu a venit ca să peticească ceva vechi. El nu a venit ca să fie doar un fel de petec pus în structurile vechi iudaice sau în toate aceste reglementări pe care fariseii și cărturarii le făcuseră în jurul legii lui Dumnezeu. Iisus nu a venit ca să fie integrat în aceste structuri. Domnul Iisus Hristos apare ca să înlocuiască ceea ce a fost vechi cu ceva mai bun. Domnul Iisus Hristos apare ca să aducă un legământ nou, un legământ mai bun, un legământ al Harului care deschide această cale către toți păcătoșii din lumea aceasta, care vor auzi mesajul bun al dragostei lui Dumnezeu manifestată prin Fiul Său Iisus Hristos. Orice păcătos se poate apropia prin credință și prin Iisus Hristos, prin credința în El, are acces liber, cale liberă, cu toată libertatea către Dumnezeu însuși, în Sfânta Sfintelor. Iată care este problema pe care o ridică Iisus. Întrebarea nu este dacă El, dacă Mesia, dacă Fiul lui Dumnezeu se va adapta la agenda spirituală a autorităților vremii. Întrebarea adevărată este exact inversă. De vreme ce Fiul lui Dumnezeu a venit în mijlocul nostru,
ca să ne aducă mesajul direct de la Tatăl și care vorbește direct cu autoritatea lui Dumnezeu. Întrebarea este ce vom face noi cei care l-auzim pe Fiul lui Dumnezeu. Ne vom lăsa noi supuși și modelați și învățați în lumina identității sale și în lumina învățăturii pe care el o aduce? Nici de cum invers. Legea de ce ne-a fost dată? Scriptura este foarte clară. Legea ne-a fost dată ca să ne fie un îndrumător înspre cine? Un îndrumător înspre Iisus Hristos. Legea ne-a fost dată ca să ne arate întotdeauna același lucru, și anume că noi suntem în cale afară de păcătoși. Că oricât de mult am încercat să atingem standardul legii lui Dumnezeu, suntem neputincioși. Nu putem. Și după ce tragem concluzia și vedem că nu putem să împlinim standardul lui Dumnezeu, inima noastră să fie pregătită să-L primească, să-L accepte, să se încreadă în singurul care poate împlini standardul lui Dumnezeu. Și acela este Dumnezeu însuși, care vine să o facă în locul nostru prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Câtă vreme nu ești dispus să înțelegi intenția pe care Dumnezeu a avut-o în legământul faptelor, și anume aceea de a ne îndruma înspre singura cale prin care omul poate să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, și anume prin credința în singurul care poate împlini standardul lui Dumnezeu, de fapt nu poți să înțelegi și nu poți să primești lucrarea și identitatea Domnului Iisus Hristos. Inclusiv în Vechiul Testament ne amintim faptul că tot credința era mijlocul prin care oamenii erau socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Nici de cum faptele legii. Apostolul Pavel vorbește clar despre Avram. Chiar dacă ar fi făcut fapte bune, mari, cu acele fapte înaintea lui Dumnezeu, n-are cu ce să se laude. Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotită neprihănire sau dreptate. Întotdeauna credința a fost mijlocul prin care Dumnezeu îndreptățea. Mereu și mereu, de ce era necesar sângele meilor, sapilor, vițeilor? Pentru că oamenii se duceau și încercau să împlinească legea lui Dumnezeu. Să trăiască la standardul pe care Dumnezeu îl aștepta. De ce se duceau apoi la templu să aducă jertfe? Tocmai pentru că nu puteau să împlinească standardul. De asta trebuia să meargă ca un sânge neprihănit să fie vărsat. Dar spre cine îndrepta acel sânge neprihănit? Calea cui pregătea acel sânge al meilor și al sapilor și al vițeilor, dacă nu sângele celui care avea să vină în lumea noastră și Ioan Botezătorul să îndrepte pe el când apare pe scena istoriei și își începe lucrarea publică? Și cum îl introduce pe scenă? Iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatul lumii într-un mod desăvârșit, odată pentru totdeauna, așa cum sângele mieilor și țapilor din trecut n-au putut să o facă. Dar nu despre ei era vorba. Erau doar umbra care îndrepta spre realitatea ce avea să vină, și anume mielul lui Dumnezeu fără cusur, Iisus Hristos. Această înțelegere era burduful nou prin care oamenii trebuiau să înțeleagă lucrarea la care a fost trimis Iisus Hristos de către Tatăl ca să împlinească. Dragii mei, mesajul Evangheliei este incompatibil cu orice sistem religios care promovează neprihănirea prin propriile noastre eforturi, prin propriile noastre fapte. Întrucât înaintea lui Dumnezeu niciun om de pe acest pământ nu va putea vreodată să fie socotit drept, neprihănit prin propriile lui fapte. Un mesaj în totală contradicție cu ceea ce fariseii predicau. Cei care se încredeau în propria lor neprihănire pentru a-și demonstra acceptarea înaintea lui Dumnezeu. Motiv pentru care, observați, cei care se încred în propria lor neprihănire și nu sunt dispuși să renunțe la ea pentru a primi adevărata neprihănire pe care doar Dumnezeu poate să o dea, ei continuă să rămână orbiți, împietriți față de lucrarea lui Hristos, față de această cărare pe care Iisus Hristos o deschide. Iată, următoarele două pericope ne prezintă modul în care fariseii și cărturarii ratau inclusiv odihna pe care Iisus Hristos a venit să o aducă, acea odihnă pe care sabatul din Vechiul Legământ o scotea în evidență, pregătea calea adevăratei odihne care avea să vină, și anume în momentul în care Iisus Hristos, sabatul veșnic al celor credincioși, avea să vină. Haideți să citim de la versetul 23 împreună. Într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. În timp ce își croiau drum printre ele, ucenicii lui
au început să smulgă spice. Fariseii i-au zis lui Iisus, vezi, de ce fac ei ce nu este voie în ziua de sabat? El le-a zis, n-ați citit niciodată ce a făcut David atunci când a fost în nevoie și i s-a făcut foame, atât lui cât și celor ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu pe vremea lui Abiatar, marele preot, și a mâncat pâinele prezentării pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții și cum a dat și celor ce erau cu el, apoi le-a zis, ziua de sabat a fost făcută pentru om, nu omul pentru ziua de sabat. Așa că fiul omului este domn și al sabatului. Ce trebuiau să facă evreii în ziua aceasta de sabat? Trebuiau să se odihnească, trebuiau să se oprească de la lucrul câmpului, atât ei cât și casa lor, robilor, animalele lor. În timp însă, la fel ca și în cazul celorlalte legi, ce au făcut cărturarii, ce au făcut rabinii, au luat această lege a lui Dumnezeu și în jurul ei au început să adauge tot felul de reglementări, interpretări omenești pe care le-au ridicat și le-au elevat la standardul de cuvânt al lui Dumnezeu. În felul acesta, farisei și cărturari au ajuns ca inclusiv prin sabat să-l aplice și să-l folosească, să-l prezinte înaintea oamenilor în totală contradicție pe față de intenția pe care Dumnezeu a avut-o. Sabatul trebuia să aducă odihnă. Sabatul a fost dat ca o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Farisei însă l-au transformat într-un jug greu de purtat și anevoios pe care l-au pus pe umerii oamenilor. Câteva dintre reglementările cărturarilor pe marginea sabatului. Nu aveai voie, de exemplu, da, lucruri care nu sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Nu aveai voie să-ți porți copilul în brațe. Nu aveai voie să mergi mai mult de un kilometru. Nu aveai voie să asiști un animal care făta. Nu aveai voie să-l ajuți. Nu aveai voie să salvezi un animal căzut într-o groapă. Nu aveai voie să tranșezi carnea. Nu aveai voie să faci noduri la o sfoară. Nu aveai voie să scrii mai mult de o scrisoare. Dacă o casă se dărma peste cineva, dacă trupul era neînsuflețit și mort, nu aveai voie să te atingi de el. Să dai la o parte dărâmăturile, trebuia să-l lași acolo până a doua zi și abia apoi să te duci să intervii. Toate acestea erau reglementări umane, interpretări umane pe care fariseii și cărturarii le puneau pe umerii oamenilor. Vă amintiți de Domnul Iisus Hristos care e mânios pe ei și spune că voi puneți poveri greu de purtat pe umerii oamenilor și voi, nici măcar voi, nu intrați în împărăția lui Dumnezeu pentru că ratați intenția legii lui Dumnezeu și încercați ca nici pe alții să nu-i lăsați să intre în împărăția lui Dumnezeu. Farisei și cărturarii ipocriți. Ca să înțelegem puțin, cred că ne putem identifica în țara noastră cu multe lucruri, da? În biserica tradițională din țara noastră, biserica ortodoxă, există cuvântul lui Dumnezeu și apoi există teancuri întregi pe lângă cuvântul lui Dumnezeu de tot felul de tradiții care sunt prezentate oamenilor cu aceeași autoritate de parcă ar fi cuvântul lui Dumnezeu sau de multe ori chiar mai important decât cuvântul lui Dumnezeu. Tot felul de pomeni și poduri pentru morți și așa mai departe și vămi care necesită bani și necesită multă muncă și sudoare, dar sunt lucruri care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Ceva în genul acesta făceau farisei și cărturarii. Când fariseii devin indignați de plimbarea ucenicilor prin lanurile acestea de grâu, indignarea lor n-avea de a face cu cuvântul lui Dumnezeu care era încălcat. Și cu reglementările umane date de ei înșiși care erau încălcate. De asemenea, faptul că rup spice de grâu să mănânce, indignarea lor nu are de-a face cu ceea ce Dumnezeu ar fi poruncit. Da, Dumnezeu a poruncit să nu se lucreze pământul. Dar oamenii aveau voie să mănânce când treceau printr-un lan de grâu. Atât cât să se astâmpere foamea. Cuvântul lui Dumnezeu le oferea această libertate. Și foarte interesant modul în care Domnul Iisus alege să le dărâme sistemul. De multe ori el vorbește apelând la autoritatea lui. Fiul omului a venit sau da, Dumnezeu Tatăl m-a trimis să fac asta. De data aceasta Domnul Iisus alege parcă să-i bată cu propriile lor arme. Apelează la ce? Apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt pe care farisei și cărturarii spuneau că îl prețuiesc, că sunt experți în cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le prezintă un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Samuel, capitolul 21, în timp ce David și cu oștenii săi flămânzesc, în timp ce fug de Saul, în zilele marelui preot Abiatar, și în zilele acelea mare preot era de fapt Ahimelec, dar în istorie Abiatar a fost o influență mare în acele vreme și perioada
Aceea este cunoscută ca zilele marului preot Abiatar, în caz că o să citiți mai mult și o să vedeți că de fapt e vorba de Ahimelec, în 1 Samuel 21, să știți de ce. David se duce la el flămânzit, atât el cât și oștenii, și spune, dăm ceva să mănânc. Și marele preot îi spune, n-am decât pâinile care sunt puse înaintea Domnului. Și acum o întrebare. Cine era David în iudaism? David era cel mai important rege pe care l-a avut Israelul. David era cel din care avea să se nască acel eliberator. Și Domnul Iisus îi pune față în față cu o dilemă. Dacă David, într-un moment în care a avut nevoie, marele preot l-a slujit pe David în felul acesta, dându-i să mănânce din pâinile puse înaintea lui Dumnezeu, cu cât mai mult cel care este autoritate peste David, cel care este domn al lui David, nu are voie să mănânce spice de grâu alături de ucenicii lui, chiar dacă e ziua de sabat. Și le scoate la lumină acest principiu pe care el îl ratau, intenția pe care Dumnezeu a avut atunci când a oferit sabatul poporului său. Le spune, nu înțelegeți că sabatul a fost făcut pentru om și nu invers. Sabatul a fost dat ca să fie o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Nu să aducă poveri și mai mari pe umerii lui Dumnezeu, pe umerii poporului. Iisus corectează astfel modul eronat în care farisei aplicau sabatul. În loc să lase ca sabatul să aducă odihnă poporului, ei făceau exact invers. Împovărau poporul cu toate reglementările și legile lor. Iisus nu desfințează legea lui Dumnezeu, care este desăvârșită. Iisus corectează interpretările umane greșite pe care oamenii le ofereau legii lui Dumnezeu sau principiile care erau puse pe lângă legea lui Dumnezeu, dar inventate de oameni. Și întrebarea este, prin ce fel de autoritate poate Domnul Iisus Hristos să corecteze aceste perspective și să ofere lumina asupra adevăratei intenții pe care Dumnezeu a avut-o? Iată această afirmație atât de importantă care zdruncină încă o dată din temelii sistemul legalist și necredința din inima fariseilor. Fiul omului este domn și peste sabat. Și asta tot nu reușiți voi să înțelegeți. De asta ratați să ascultați și să înțelegeți vorbele mele. Pentru că voi nu acceptați identitatea mea. Eu sunt Dumnezeu și fiind Dumnezeu, eu sunt cel care am creat sabatul. Și prin faptul că eu am creat sabatul, înseamnă că eu sunt domn al sabatului. El se pune încă o dată în poziția pe care doar Dumnezeu poate să o aibă. Și vom vedea imediat realitatea și intenția pe care Dumnezeu a avut-o atunci când a dat sabatul, pe care fariseii o ratau. Dar până acolo, aș vrea să privim nu doar la faptul că Iisus face această afirmație cu privire la autoritate pe care El o avea, dar să privim la un episod în care El își manifestă această autoritate. Și face lucrul acesta în următoarea pericopă din capitolul 3, primele 6 versete, într-un nou dialog pe care l-are împreună cu fariseii și cărturarii pe marginea sabatului. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea o mână uscată. Ei îl urmăreau pe Iisus ca să vadă dacă îl va vindeca în ziua de sabat și să-l poată astfel acuza. Iisus i-a zis omului care avea mâna uscată, ridică-te și stai în mijloc. Apoi l-a zis, este voie în ziua de sabat să faci bine sau să faci rău? Să salvezi o viață sau să o omori? Ei însă tăceau. Și rotindu-și privirea peste ei cu mânie, mâhnit fiind de împietrirea inimilor, i-a zis omului, întindeți mâna. El a întins-o și mâna lui a fost făcută sănătoasă. Dar fariseii, ieșind, au ținut imediat sfat cu irodienii împotriva lui, gândindu-se cum să-l omoare. Deja am menționat faptul că reglementările adăugate de rabin cuvântului interziceau, pe lângă toate celelalte, ca în ziua de sabat, să ajuți un om bolnav și în nevoie dacă viața lui nu este pusă într-un pericol iminent. Oricât de mare ar fi nevoia lui, dacă nu moare aici în fața mea, lasă-l să se chinuie. N-aveai voie să pui un os rupt la loc în ziua de sabat. Oricât de tare te durea. Trebuia să aștepți până a doua zi
să pui osurul la loc. Deja Iisus în acest punct este perceput de către ochii fariseilor și cărturarilor ca un blasfemitor. Unul care își asumă dreptul să ierte păcatele, ca un prieten al celor păcătoși, ca un călcător al sabatului și tuturor legilor pe care noi le avem. Dar de fapt Marcu începe să ne îndrepte tot mai mult privirile înspre conflictul acesta escaladând, tot mai mare care se naște și care în cele din urmă va duce la împlinirea planului pe care ei încep să-l urzească în inimile lor, și anume să caute cum să-l piardă sau cum să-l omoare. Iisus intră în sinagogă, îl vede pe acest om cu mâna uscată, da? Cu o mână paralizată pe care nu o poate folosi, cu o mână pe care oamenii de obicei și-o ascund, nu vor să fie văzută. Ce fac farisei însă? Se folosesc de handicapul acestui om ca să-l pândească pe Iisus cu dorința de a-l acuza. Și observați puțin ironia din spatele acestei scene. În timp ce fariseii și cărturarii caută să suprime, să surpe dreptul lui Iisus să facă binele în ziua de sabat. Să facă voia lui Dumnezeu, să-și ajute semenul. Ei își abrogă dreptul și își îndreptățesc dreptul să uneltească, să facă ce anume? Răul în vremea de sabat. Observați cât de mare este împietrirea inimii lor? Nu văd nicio problemă să oprească să facă binele și de asemenea nu văd nicio problemă în a-și acorda lor dreptul să facă răul în ziua de sabat. Tocmai de asta Iisus, pe bună dreptate, se uită cum? Cu mânie, adică cu o indignare sfântă, când vede cât de mare este împietrirea inimii lor, nu mai rezistă, nu mai suportă. Își rotește privirile peste ei și le pune această întrebare extraordinară. Voi, experților în lege, voi care vă mândriți că știți cuvântul lui Dumnezeu și iubiți cuvântul lui Dumnezeu, răspundeți-mi la o întrebare. Ce spuneți? În ziua sfântă a lui Dumnezeu, în ziua care trebuie să ne punem timpul deoparte pentru a medita, pentru a ne închina înaintea lui Dumnezeu, ce spuneți voi? Este bine să faci binele sau răul? Este bine să salvezi pe cineva de la moarte sau este bine să omori pe cineva și să cauți să-l omori? Dar legaliștii ratează să vadă spiritul legii. Împietrirea inimii lor este atât de mare încât sunt gata să folosească orice argument posibil, doar ca să-l piardă pe Iisus Hristos. Sub pretextul că ei vor să trăiască pentru Dumnezeu, observați cum autoritățile religioase, cele care ar trebui să fie primele exemple în ajutorarea semenului, ce fac? Rămân nepăsătoare. Nu le pasă. Mai mult decât atât, sunt gata să se folosească de nevoia acelui om ca să poată să facă un rău și mai mare. Să-l piardă pe Domnul vieții, nu pe oricine. Să-l omoare pe Domnul vieții. Să-l omoare pe Domnul sabatului pe care ei pretindeau că-l prețuiesc și că-l ascultă. Noi ne spunem sabatului, dar în același timp erau gata să ia capul Domnului sabatului. Câtă ipocrizie, nu? Câtă împietrire. Pe bună dreptate avea Domnul Iisus Hristos să le spună puțin mai departe în Marcu capitolul 7, când se uită la ei și le spune: bine a prorocit Isaia despre voi. Voi mă cinstiți cu buzele, dar inima voastră este departe de mine. Inima voastră ratează intenția pe care o am avut-o atunci când am dat legea. Voi schimbați cuvântul lui Dumnezeu cu datina voastră, cu propriile voastre interpretări, ca să vă fie tot bine vouă. Chiar dacă nu ascultați de cuvântul meu. Și sub privirile tuturor, ce face Domnul Iisus Hristos? Îi poruncește celui obosit de boală să întindă mâna. Și mâna îi se vindecă pe loc. De data aceasta scoate în evidență scena aceasta, contrastul dintre adevărata Evanghelie și sistemul legalist al fariseilor. Fiul omului a venit ce să facă? Să aducă viață. Fiul omului a venit să aducă odihnă. În timp ce făcea sistemul legalist al fariseilor? Începe să caute soluții, să vadă cum să producă moartea și cum să aducă moartea. Atât de mult zdruncină harul Evangheliei, sistemul acesta al fariseilor, că foarte interesant, aceștia ajung să fie gata să dea mâna chiar cu dușmanul doar ca să scape de Iisus. Ne spune Scriptura că s-au unit, s-au dus să sfătuiască cu cine? Cu irodienii. Cine erau irodienii?
da? Adepții lui Irod erau cei care dădeau mâna cu Roma, simpatizanții Romei și culturii grecești. Fariseii urau Roma și pe romani. Nu vreau să aibă nimic de a face cu simpatizanții lor. Dar când vine vorba să-l piardă pe Iisus, sunt gata, se împrietenească cu irodienii, doar ca să scape de mesajul pe care lumina îl aduce în mijlocul întunericului. Vă amintiți Ioan ce spune? Cei care iubesc întunericul nu vin la lumină, ca să nu li se vedească faptele gândite și înfăptuite în întuneric. Nu știm ce-o fi fost în inima acestui om cu mâna uscată. Dar imaginați-vă puțin scena. Domnul Iisus Hristos privește la el și îi spune: vino în mijloc. Ca și cum ai chema un om care are un handicap aici pe scenă și spui cuiva: aprinde-ți becurile. Toți priviți. Ce-a fost în inima lui? Nu știm. Dar e contrastul acesta între omul care alege să se supună autorității lui Iisus și oamenii care resping autoritatea lui Iisus Hristos. Pentru un om handicapat nu era cea mai confortabilă poziție. Dar atunci când Iisus poruncește, atunci când Iisus cere asta, nu există cale să dau înapoi. Dacă el îmi cere asta, nu-mi pasă. Nu-mi pasă că o să râdă oamenii de mine, nu-mi pasă că toți ochii o să fie holbați pe problema mea, din viața mea. Iisus poruncește. El acționează în supunere, el acționează prin credință. Învinge ceea ce trebuia învins prin credință, pentru că cum ar răspunde cineva, un om cu o mână uscată, când întinde mâna? Dar el nu poate să o întindă. Oamenii, cer imposibilul. Ca să acționezi în felul acesta ai nevoie de credință și supunere față de cel care îți cere asta. Cum răspunde Iisus credinței, cum răspunde Iisus supunerii, îl vindecă pe acest om. Mâna lui se face sănătoasă îndată. Aș vrea să vă reamintesc, dragii mei, faptul că Domnul Iisus Hristos, împăratul nostru, învățătorul nostru, este vrednic de încredere, este vrednic de urmat. Chiar și atunci când El ne cheamă să pășim pe căi care în ochii oamenilor par absurde. Cum să faci așa ceva? Te-ai prostit la cap? Dacă Iisus îmi cere, da. Nu știu eu toate detaliile, nu știu eu ce are El în minte, nu știu exact ce o să urmeze să facă, dar dacă Iisus îmi cere, da. Adeseori poate ne cheamă să călcăm pe căi, să mergem pe drumuri în care vom fi de batjocor al lumii. Oamenii vor râde de tine. Tu să te pocăiești? Te-ai țicnit? Am auzit că te duci la pocăiți, așa-i? Te-ai prostit. Când Iisus te cheamă, ce mai contează ce spune lumea? Și întotdeauna când Iisus cheamă, El are în vedere să te cheme la odihnă, să te cheme spre locuri mai bune, să te cheme să-ți dea viață, să te scape de moarte, să te scape de probleme. Asta este dragostea Mântuitorului nostru. Dragii mei, Iisus este vrednic să fie urmat, Iisus este vrednic să fie ascultat prin credință. Și aș vrea în final să ne gândim la un lucru foarte important. Ce ne învață pe noi, sau ce învățăm privind la aceste câteva interacțiuni ale Domnului Iisus Hristos, interacțiuni care sunt în opoziție cu fariseii, cu autoritățile religioase ale vremii. De fapt, prin remarcile sale, Domnul Iisus Hristos începe să ne prezinte acest mesaj al eliberării care vine odată cu venirea Lui în lume. Acest mesaj al libertății la care suntem chemați în apropierea noastră de Dumnezeu prin calea pe care Iisus Hristos o deschide. El este Cel care a primit autoritatea. Fiul omului are autoritatea pe pământ, spune El, să ierte păcatele. El are această autoritate. Mai mult decât atât, El are puterea și autoritatea să-i cheme să calce pe urmele Lui, să vină în tabăra Lui, să vină în mijlocul ucenicilor Săi, în cortul Lui, pe urmele Sale, pe cei mai mari dintre cei păcătoși. Oameni, poate, care au interdicție în biserici, pe viață. Oameni la care, adeseori, ceilalți privești și spună: ăsta nu mai are nicio șansă, ăsta nu o să se pocăiască niciodată. Iisus a venit să se oprească în dreptul unor astfel de oameni, să ne arate tuturor că atunci când El vrea, nimic nu-i stă împotrivă. Mai mult decât atât, intră în casa lor
Chiar dacă legaliștii din jur încep să murmure și să arate cu degetul, când dragostea lui Dumnezeu inundă viața cuiva, el intră în casa acelui păcătos, stă la masă cu el și îl cheamă să privească înspre ziua în care vor sta toți ucenicii lui la masă cu el în împărăția tatălui său pentru totdeauna și el însuși mirele va fi prezent și ucenicii n-au nimic altceva ce să facă, n-au nicio altă responsabilitate sau povară pe umeri decât să chiuie, să benchetuiască, să veselească, pentru că mirele la masă cu ei. Dar mai mult decât atât, ca toate acestea să fie posibile, observați cum Duhul Sfânt, prin Marcu, începe să ne pregătească, să ne îndrepte privirile înspre prețul care va trebui să fie plătit pentru ca toate acestea să fie posibile. Când Iisus folosește ilustrația aceasta sau metafora despre mirele care e alături de nuntaș, amintește un lucru peste care nu avem voie să sărim. Vor veni însă și zile când mirele va fi luat, va fi smuls din mijlocul lor. De asemenea, prin această uneltire, prin acest complot al fariseilor și cărturarilor care iese să se sfătuiască, să vadă cum să-l piardă, cum să-l omoare, deja Marcu începe să ne pregătească pentru ceea ce avea să urmeze, pentru ca mirele să poată să stea pentru totdeauna, pentru veșnicie în mijlocul ucenicilor săi, să fie dat în mâinile oamenilor, în mâinile bătrânilor, să fie omorât și să pătimească, să-și dea viața, pentru ca ucenicii săi să poată gusta din adevărata odihnă veșnică pe care Iisus poate să o dea. Odihna veșnică a sabatului? Da, iubiți credincioși. Pentru că, de fapt, care a fost scopul sabatului? Care a fost scopul sabatului? Dacă Iisus este domn peste sabat, înseamnă că El l-a originat, l-a adus în ființă. Dar unde începe această imagine a odihnei? Începe în Geneza. Începe odată cu prima creație. Geneza, capitolul 2, primele 3 versete. Astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și întreaga lor oștire. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. El s-a odihnit în ziua a șaptea de toată lucrarea pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea, a sfințit-o pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a făcut-o în creație. Și important de menționat că în locul acesta, ziua a șaptea nu este dată ca poruncă, ca lege de ținerea sabatului. Abia în Exod, Dumnezeu, când încheie legământ cu poporul său, începe să le ofere sabatele sale, un sabat săptămânal, sabat la 7 ani, vă amintiți? Trebuia să lase un an de zile pământul nelucrat și un sabat la 50 de ani, anul de jubileu, când toate datoriile, toți robii trebuiau eliberați, pământurile erau primite înapoi, oricât de mare ți-ar fi fost datoria, trebuia să fie iertat. Oricât de mare era ipoteca, creditul la bancă, nimic, totul se ștergea ca un burete, odată la 50 de ani. Dar când face Dumnezeu, când oferă toate aceste porunci, El face trimitere înapoi la intenția pe care o are, ceea ce vrea să descoperim în aceste zile de odihnă. Și spune că și Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea. Ei bine, punând imaginea nunții care cheamă la veselie alături de episoadele acestea în care Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre faptul că El este Domn și peste sabat, de fapt, Duhul Sfânt, prin Marcu, ne ajută să înțelegem tot mai bine felul nou de odihnă care vine prin Hristos. Acest fel nou de odihnă care este, de fapt, adevărata odihnă pe care sabatele din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament, o prefigurau. Ne pregăteau inima pentru adevărata odihnă. Atunci când Dumnezeu a dat poporului său sabatul ca poruncă, l-a dat cu același scop pe care l-a avut atunci când a dat toate celelalte legi. N-a avut un alt scop. Și scopul său a fost să ne pregătească inimile pentru primirea adevăratului sabat, pentru primirea mesajului Evangheliei, și anume odihnei venite prin Iisus Hristos. Spre ce îndreptau privirea sângele meilor și țapilor? Spre sângele lui Iisus Hristos. Spre ce îndreptau privirea zilele de odihnă din Vechiul Legământ, sabatul care trebuia ținut în cinstea lui Dumnezeu? Spre adevărata odihnă care avea să vină. În Vechiul Testament, sabatul, în Vechiul Legământ, predica de fapt mesajul Evangheliei. În ce fel? În primul rând, atunci când poporul ținea sabatul, primul lucru de care își aminteau era faptul că au avut cândva o odihnă pe care au pierdut-o.
au avut cândva o odihnă pe care au pierdut-o. Păcatul este cel care ne-a trimis la munca asiduă. Păcatul este cel care a făcut ca pământul să dea spin și pălămidă, să vrească să muncim, să ne trudim, să facem febră musculară, să ne doară din cauza păcatului. Când te oprești să te odihnești, îți amintești ce ai avut în trecut și ce ai pierdut din cauza păcatului. Înainte de cădere, Dumnezeu era cel care suplinea toate nevoile omului. Omul se închina înaintea lui Dumnezeu, omul se bucura de o părtășie constantă înaintea lui Dumnezeu. N-avea niciun fel de durere. Dumnezeu era cel care îi suplinea toate nevoile lui. Din cauza păcatului însă, trebuie să mergem de dimineața până seara, să îndepărtăm ciulinii și mărăcinile, să ne trudim cu grijile vieții. Și ăsta este un aspect la care se adaugă al doilea. De asemenea, sabatul nu era doar o amintire a odihnei pe care oamenii au pierdut-o din cauza păcatului, ci și o reamintire a intenției pe care Dumnezeu o avea, și anume să ne aducă din nou în odihna pe care noi am primit-o, în acea stare în care nu mai trebuie să trudim noi înșine, nu mai trebuie să ne muncim noi înșine. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși va suplini toate nevoile noastre. În ce fel? Oprindu-ne din muncă și încrezându-ne în el. Acesta este de fapt contextul în care sabatul este dat poporului. Vă amintiți ce trebuiau să facă? Să strângă mană. Doar în 6 zile. Dar ce se întâmpla în a 7-a zi? Mureau de foame? Nu. În ziua aceea Dumnezeu era cel care suplinea toate nevoile lor. Tocmai ca să le arate, opriți-vă din muncă. De ce? Ca să învățați să vă încredeți în mine, pentru că eu pot să suplinesc toate nevoile voastre. În anul al 7-lea, când pământul trebuia lăsat nelucrat, ce le spune Dumnezeu poporului său? Că trebuie să țină acest sabat, de ce? Dacă vă veți întreba, spune Levitic capitolul 25, versetul 20, ce vom mânca în al 7-lea an, de vreme ce nu vom semăna și nu ne vom strânge roadele? Ce o să facem? Ce le spune Dumnezeu? Atunci să știți că eu vă voi porunci binecuvântarea mea în al 6-lea an, într-o asemenea măsură încât pământul va da roade pentru 3 ani. Ce învață Dumnezeu prin toate astea? Opriți-vă din muncă, învățați să vă odihniți, pentru că eu însumi voi avea grijă de voi. Și toate acestea culminau cu acest an jubileu, odată la 50 de ani, când poporul era eliberat de orice fel de datorie. Când robii erau eliberați. Când Domnul Iisus Hristos apare și începe să predice, când intră în sinagogă, în Evanghelia după Luca, și deschide la profetul Isaia și spune, vorbește despre acest an al eliberării. Ce spune? Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună, să proclam anul îndurării lui Dumnezeu. Aceasta era intenția sabatului din vechiul legământ. Să pregătească calea celui care avea să vină să proclame adevăratul an al îndurării, care nu va fi odată la 50 de ani. Nu va fi odată la 7-a, nu va fi săptămânal, ci va fi o odihnă veșnică în care Dumnezeu ne va aduce prin lucrarea Fiului Său și ne va chema să ne oprim din lucrul nostru, ne va chema să ne oprim din încercarea noastră asiduă, să ne câștigăm dreptatea, neprihănirea înaintea lui Dumnezeu, să împlinim standardul ce nu poate fi atins, doar să ne oprim, să ne odihnim și ce să facem? Să ne încredem în El. Și în momentul în care ne încredem în El, ce face Dumnezeu? El însuși suplinește toate nevoile noastre. El însuși câștigă o dreptate pe care noi niciodată n-am fi putut să o câștigăm. Acesta, dragii mei, este adevăratul sabat. Aceasta este adevărata odihnă despre care vorbește Sfânta Scriptură. Spune Cartea Evrei, rămâne dar o odihnă, capitolul 4, ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să fim parte acestei odihne. Nu este acesta oare mesajul Evangheliei, de fapt? Mesajul pe care farisei îl ratau, nu-l înțelegeau, nici măcar atunci când împlineau toate acele reglementări, crezând că ei țin sabatul, dar de fapt ratându-i intenția și esența. Să înțelegem că prin ceea ce noi înșine facem, prin faptele noastre, prin strădaniile noastre, nu putem să găsim adevărata odihnă, ci doar în momentul în care ne oprim din strădaniile noastre, dar ne încredem în Cel care poate suplini nevoile noastre. Dragul meu, mântuirea nu se câștigă prin purtarea unui batic. Mai sunt și farisei și în ziua de astăzi, prin biserici evanghelice, care cred că și spun că proclamă Evanghelia.
Dar când întreb cum să fiu mântuit, îți spune puțin despre Domnul Iisus și apoi tot setul de reglementări și reguli, dacă vrei să fii mântuit, Hristos plus și unei Hristos plus Vaticul. Și la alții sisteme mai evoluate, dar să nu fie panglică. Credeți că s-a dus această, ce spirit de legalism? Nu s-a dus. E încă în mijlocul nostru. N-ai voie să fie panglică. Să fie batic care să acopere tot capul. Sunt unii care zic să nu se vadă niciun fir de păr. Sunt alții care zic să fie cu not sub barbă dacă vrei să fie cu adevărat luat în seamă Dumnezeu. Sunt alții care zic și noaptea trebuie să dormi cu baticul dacă vrei să fii sigur că asculți de poruncile lui Dumnezeu. Nu asta înseamnă chemarea la mântuire. Nu asta e calea spre mântuire. Mântuirea nu se câștigă nemâncând carne de porc. Mântuirea nu se câștigă ținând sâmbăta sau duminica. Care e mai bună? Ca să fii sigur că ești mântuit. Cântăm cu tobe sau doar cu cahon? Sau deloc? Care e calea? Ca să fim siguri că suntem mântuiți. Mântuirea n-are nimic de a face cu ceva din ceea ce noi am putea câștiga prin faptele noastre. Mântuirea nu este o invitație la purtarea unui jug format din tot felul de reguli omenești și reglementări prin care cumva ne câștigăm auto-îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu. Când faci lucrurile astea, de fapt, rateze sensul mesajului Evangheliei. Mântuirea este o invitație a Harului. O invitație la a ne odihni. Asta este, de asta e o veste bună. De asta oamenii nu înțeleg de multe ori. Deși e atât de bună vestea asta. Pentru că mântuirea ne eliberează de încercarea noastră de a ne strădui, de a munci să câștigăm ceea ce am pierdut în Eden. Oricum nu putem să o facem. Dumnezeu ne-a arătat că nu putem să o facem, dar de ce ne-a arătat? Nu ca să ne condamne, ci ca să ne invite la o odihnă pe care El vrea să o dea oricărui păcătos care vine cu pocăință, cu credință la El și spune, Doamne, m-am săturat să încerc eu. Nu pot. Am falimentat. Sunt un păcătos înaintea ta. Pe acel om îl invită Iisus Hristos. Spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Pentru că eu sunt odihna veșnică pe care Dumnezeu v-a trimis-o din cer. Cum, Doamne? Ce să fac? Crede numai. Crede numai. Și ce am de făcut? Odihnește-te. Bucură-te. Veselește-te. De ce? Pentru că mirele e în mijlocul nostru. Și da, pot veni mulți oameni, voi de ce nu postiți, voi de ce nu faceți asta, dar voi de ce? Pentru că mirele e cu noi. Să răspundă El în locul nostru. El ne-a chemat doar să ne odihnim în El. Nu este o veste bună că Iisus este Domn al sabatului? Este o veste extraordinar de bună. Iisus este sabatul celor credincioși, El este odihna noastră veșnică, așadar, frați și surori, înainte să ne rugăm, să ne gândim că dacă toate lucrurile acestea sunt adevărate, ar trebui oare noi, ucenicii săi, mireasa lui, logodnica lui, să stăm în vreun fel cu fețele gârbovite, apăsați de vreo povară, de legi, reguli omenești? Nu, nici de cum. Suntem chemați la neodihni și veselie în neprihănirea noastră care este Iisus Hristos.